Fostul internațional Viorel Moldovan, care a antrenat în trecut Chindia, Târgoviște sau Petrolul Ploiești, s-a declarat încântat de spectacolul oferit de către Fece Botoșani în acest start de sezon sub comanda lui Marius Croitoru, în ciuda faptului că tehnicianul moldovenilor nu deține licență pro. Botoșaniul îmi place foarte mult, chiar dacă mai renunță la unii jucători, vin alții mai buni în locul lor. Îmi place conceptul pe care l-a gândit acolo Marius Croitoru. Urmăresc meciurile lor cu plăcere, pentru că este singura echipă la care văd acel fotbal ofensiv plecun ochiului, a declarat Viorel Moldovan. Totodată, fostul internațional a comentat și despre noile reguli care îngrădesc unele drepturi ale antrenorilor talentați, dar care nu dețin încă licență pro. Eu am licență pro, dar nu sunt contra celor care încă nu au obținut-o și antrenează. S-ar fi putut acorda derogări pentru câțiva antrenori care au confirmat și au demonstrat că au veleități și viziune. Mă refer în special la Poenaru, Prepeliță, Mihai Iosif și Marius Croitoru, a completat fostul internațional al generației de aur. Iar revolta lui Viorel Moldovan la adresa acestor restricții și a modului în care FRF operează a continuat. Chiar dacă trebuie să urmezi și aceste cursuri, s-ar putea face niște eforturi pentru a li se da o dispensă. Nu poți să le interzici dreptul la muncă. Ar trebui ajutați, o spune un coleg de-al lor care are licență. Trebuie să existe niște reguli, dar ar trebui găsite soluții. Este urât să fie puși să stea prin tribune. Este o situație ingrată, a declarat Viorel Moldovan pentru realitatea sportivă.net. Fece Botoșani se află în momentul de față pe locul al doilea în clasamentul primului eșalon fotbalistic cu un total de 22 de puncte acumulate din 11 partide dispute în etapa următoare moldovenii vor primi pe municipal vizita celor de la Chindia Târgoviște meciul va avea fluierul de start luni 18 octombrie cu începere de la ora 17:30 de minute